Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Mă rog, reocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc din nou pentru alegerea făcută de a veni și în această seară la adunare, într-un număr parcă mai mare decât zile trecute, mai mare decât de dimineață. Vă felicit că ați lăsat treburile de acasă, ați venit la adunare de la distanțe, să aveți părtășie cu Dumnezeu și cu frații. De dimineață am fost întâmpinați cu un cuvânt de încurajare, sper să ne fie de folos tuturor. După amiază am fost întâmpinați cu o serie de imagini dramatice și am fost provocați ca în situația în care unii dintre noi ajung acolo să alegem bine, să lăudăm pe Dumnezeu în ciuda a ceea ce ne se întâmplă. De altfel, alegerile noastre de zi cu zi ne determină nu doar comportamentul, ci și destinul. Noi putem controla reacția la evenimente dramatice, chiar dacă nu putem controla toate ce ne se întâmplă. Și aici face diferența între oameni. Unii, când trec printr-o criză dramatică, încep să-L blesteme pe Dumnezeu, să se lepe de Dumnezeu, să-și pună întrebări, dar de ce, dar de ce eu, de ce nu altul? Și când mergi pe partea asta subiectivă, te prăbușești. Dar dacă, indiferent de circumstanțele exterioare, bune sau rele, tu rămâi fidel lui Dumnezeu, alegând să îi fii credincios și să-L auzi în ciuda a ceea ce se întâmplă, ești deja pe calea cea bună. Alegerile care le facem zi de zi sunt extrem, extrem de importante. În textul nostru, trei oameni au fost provocați să aleagă și ne vom uita la ei văzând cum au ales ei și ce putem învăța de la ei uitându-ne în oglindă. Înainte însă să tratăm textul citit, citeam despre o persoană, Harvey Hitchcock, ce a avut încă de copil două pasiuni: vapoarele și baloanele. Și deși acest băiețel crescuse acum mare, avea o problemă. Nu se putea despărți de un mănunc de baloane pe care le lua cu el oriunde era. Avea un handicap mental care l-a făcut în felul acesta, măcar că se putea descurca cât de cât singur. Cu greu și-a găsit de lucru, tocmai la un magazin de jucării. Acolo se potrivea de minune cu acei copilași care veneau să-și cumpere jucării, vedeau pe el cu baloane și așa mai departe. Și visul a fost de mic să poată să ajungă cumva, măcar o dată, pe un vapor. Acolo să stea de vorbă cu capitanul. Ăsta era visul lui, vapoarele și baloanele. Spre surpriza lui, a câștigat la ceva loterie o excursie pe un vapor. Nu venea să creadă, tocmai el să meargă să se dea pe gratis cu vaporul. Și a sosit momentul să se îmbarce, să meargă cu taxiul la vapor, dar pe lângă valiza cu haine a luat și mănunchiul de baloane. Când a coborât în față și să urce în taxi, taximetristul a zis: te rog frumos, mai dă drumul din ele, că nu încap în mașină, mă faci să fac un accident, nu pot să văd în oglinda retrovizoare. Așa că cu greu s-a despărțit de vreo două baloane, s-a înghesuit cu ele în spate acolo, pe banchetă, a trântit asta, valiza în portbagaj și a ajuns la dec. Acolo l-au așteptat oamenii acolo, angajații croazierei, și au spus: domnule, dar ce faci cu baloanele? Pe biletul tău câștigător scrie că ești cazat undeva
în partea de jos a vasului, într-un apartament de lux, numai că pe holul ăsta înguste nu încap cu baloanele. El a zis, îmi pare rău, dar nu pot să las baloanele din mână. Ele mi sunt tare dragi, nu pot să merg acolo. Așa, pe fereastră, doamnă, pe punte. Mai apoi, într-o zi, spre marea lui bucurie, a venit un angajat și a spus, sunteți cumva domnul Harvey? Și a zis, da. În acest bilet câștigător se include și o masă cu capitanul vasului. Dar nu sunteți singurul invitat la masa capitanului. Așa că vă rog frumos, veniți fără baloane. El a zis, îmi pare rău, dar nu pot să las baloanele. Mi-s tare dragi. Și vine aceste baloane, le-au furat bucuria de a se desfăta de toate cele incluse în biletul câștigător, pentru că el avea această problemă. Ținea la baloane. Ele au devenit un obstacol în calea alegerilor și a destinului în care putea să intre dacă lăsa din ele. Într-un fel, și noi suntem ca Harvey. Și noi avem baloanele noastre care ne încurcă în alegerile pe care trebuie să le facem. Ținem la ceva ce nu putem lăsa. Și seara asta Dumnezeu ne va provoca să dăm drumul baloanelor noastre și să intrăm în ascultare de Hristos. Textul nostru citit are un titlu pus de fratele Cornilescu, ce a tradus Scriptura și spune Cum să urmăm pe Iisus? E vorba de alegeri pe care trebuie să le facem astăzi ca să putem urma pe Iisus așa cum se cuvine. Dând însă drumul acelor obstacoli sau trecând peste obstacolele care ne țin în a-L face pe Iisus Hristos, nu doar Mântuitorul nostru, ci și Domnul nostru. Vremurile în care le trăim arată o biserică ce pare că își pierde puterea de a săra. Ne bucurăm pe de o parte că noi creștem numeric și în România și pretutinde creștinismul nu scade, chiar dacă avem impresia aceasta, ne mărim, musulmanii nu ne ajung cu toată spaima care unii o au. Creștinii sunt mai mulți decât musulmanii, dar e adevărat că nu toți creștinii sunt de seamă. Sunt doar cu numele, pentru că mulți creștini vin la Hristos să fie spălați de păcate, precum duc unii hane la spălătorie, vin din nou și din nou să fie spălați de păcatele lor, dar când e vorba să-L urmeze pe El ca pe un stăpân, deja dau înapoi. Și dacă asta este valabil în mare parte pentru, în cazul bisericilor neevanghelice, uitându-ne cu atenție în interior la noi, mai cu seamă în biserica pentecostală, să zic așa, făcând o autocritică, putem observa că și la noi e cam aceeași situație sau începe să fie aceeași situație. Copilașii noștri cresc într-un mediu evanghelic, într-un mediu pentecostal, își asumă valorile creștine, dar nu ai siguranța că ei sunt cu adevărat născuți din nou. Se emoționează la cântări, la un mesaj puternic, provocator, își predau viața Domnului, văd asta an de an la taberele și conferințele pe el, cum vine în față și își plâng păcatele și spui extraordinar. Numai că pare că nu-i ține foarte mult. Când e vorba să-L urmeze pe Hristos ca și Domn, ca și Stăpân, nu mai sunt gata să plătească prețul. Și dacă asta e valabil în cazul tinerilor, probabil că și unii dintre noi mai în vârstă, măcar că aici nu sunteți oameni în vârstă, ne trezim și noi cumva cu musca pe căciulă. Predica aceasta vine ca un reality check. Ne va dovedi dacă suntem într-adevăr robi în fața unui stăpân sau dacă mai avem baloanele noastre în mână de care nu putem scăpa, fiindcă ne sunt tare dragi. Care sunt cele trei obstacole în calea domniei lui Hristos în viața noastră? Repet, Mântuitorul Iisus ne atrage. Stăpânul Iisus nu prea. Ne închinăm la un Mântuitor, Îl rugăm să ne spere de păcate, să ne ierte în fiecare zi, dar când e să ne supunem domniei lui Hristos, deja aici stăm puțin pe gânduri. Primul caz, vedem aici că un om era în fața lui Hristos și el, fără să-L întrebe nimeni nimica, în versetul 57, spune, Doamne, Te voi urma oriunde vei merge. El singur se angajează. În textul paralel din Matei, capitolul 8, în versetul 19 ne spune că acest om era un cărturar.
Un cărturar. Cine erau cărturarii? Oameni învățați. Un om cu carte. Un om care învăța pe alții. Un om educat. Și omul acesta super educat, deștept, cu de toate, spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge tu. Probabil că l-a atras predicarea lui Iisus, înțelepciunea lui, și a spus: e fascinant omul acesta, vreau să-l urmez oriunde merge el. Și Hristos, care îi vede inima, îi răspunde într-un mod ciudat. În loc să se bucure: da, foarte bine, mă bucur că am încă un ucenic în plus, vino, hai, hai că te fac, ce știu ce. Îi răspunde ciudat și zice: vulpile au vizuini, păsările celui au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Nu se spune aici care a fost reacția omului, dar probabil că Iisus Hristos a văzut în el o problemă, un obstacol, un balon pe care nu putea să-l lase, și anume era obstacolul egoismului. A văzut în el că omul acesta era super inteligent, poate mândru în firea lui, a văzut în el egoismul de care nu putea scăpa. Ca să-l urmez pe Hristos, nu doar ca mântuitor, ci și ca Domn, trebuie neapărat să renunți la rădăcina tuturor păcatelor, și anume egoismul. Nu pot pe același tron să stea și Iisus Hristos și tu. Și aici vedem, când e vorba de pocăință, mulți oameni spun: băi, eu m-aș pocăi, dar nu pot să mă las de păcatele mele. Unii nici măcar nu recunosc că sunt păcătoși și spun: dar cu ce sunt așa de rău? Sunt alții mult mai rău decât mine, mai rău decât mine. Sunt mulți atei care sunt morali. N-au nevoie a unui mântuitor, dar amintea unui Domn. Și spun: nu pot renunța. Însă ca să-L faci pe Iisus Hristos nu doar mântuitor, ci și Domnul tău, trebuie să renunți la multe lucruri. În primul rând, la păcate. Iar ca să renunți la păcate, trebuie să recunoști că ai păcate. Trebuie să regreți păcatele tale și apoi să renunți la ele, ca să fii reabilitat și iertat de păcatele tale. Apoi trebuie să renunți la niște piedici egoiste care țin de poziție, de posesiuni. Și unii, mai ales în timpul Ceaușescu, nu puteau să se pocăiască, fiindcă aveau și ei o facultate terminată, aveau o funcție pe undeva și au spus: domnule, nu pot să mă pocăiesc, nu mă lasă funcția. Dacă lucra în armată, la miliție, nu puteau să se pocăiască din cauza slujbei. Nu mai este cazul aici, dar mă gândesc, oare nu cumva, chiar dacă nu ne restrânge alegerea, funcția, slujba pe care o avem, nu cumva ea însăși devine un obstacol și un motiv de a nu urma pe Hristos, fiindcă ne e dragă munca mai mult decât Hristos? Trebuie să renunți la obiceiuri, la confort. Toate acestea țin de egoist, de la atitudini nepotrivite, la prietenii nepotrivite. Și aici iarăși poate tinerii spun: domnule, nu pot să renunț la prietenii mei. Și până la urmă, testul final este să renunți la propria persoană. Dacă vei vedea chiar în Luca, capitolul 9, în pasajul precedent, vei vedea acolo că dacă nu renunți la propria viață, zice că nu ești destonic pentru lucrarea aceasta. Matei 16, 24-26, Iisus a spus ucenicilor săi: dacă vă ieși cineva să ne după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mă urmeze, pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde, și oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. E o provocare puternică și vedem în textele care le vedeți și pe ecran câteva persoane care au putut să ne dea un exemplu de urmat în privința acestei renunțări până și la propria persoană. Au renunțat la propriul lor egoism. În Exod 16, 32, de la 30 la 35, e acel pasaj când Moise coboară de pe muntele Sinai și vede în fața lui un popor care a luat o razna. Și a făcut un Dumnezeu străin și acum a jucat înaintea unui vițel de aur. Moise se supără tare, Dumnezeu se supără tare și spune: gata, am să-l șterg pe acest popor de fața pământului, și Moise, te fac din tine un neam nou, îl leapă de Israelul. Și Moise, în ciuda supărării, în ciuda dezamăgirii, are acolo o atitudine de lepădare de sine care pe mine m-a uimit întotdeauna când citesc acel pasaj. În Exod 32, de la 30 până la 35, spune Moise: Doamne, prefer să mă ștergi pe mine din cartea ta decât să ne norocești poporul acesta. Dacă nu e păcatul poporului acesta, mai bine șterge-mă pe mine din cartea ta. Ce lepădare de sine în favoarea unui popor care nu merită apărat. A zis: Doamne, nu e doar onoarea poporului în joc, ci e și onoarea ta. Ce-or să zică neamurile când or auzi că tu ne-ai scos din Egipt ca să ne nimicești în pustie? Doamne, iartă poporul acesta, dacă nu, mai bine ștergem numele meu din cartea ta. Ce atitudine de lepădare! În Ioan 3 cu 16 vedem că Hristos a renunțat la cerul său. Dumnezeu însuși
și-a ucis fiul din cauza mea, din cauza păcatelor tale. Ce model de lepădare, ce model de iubire, ce model de renunțare. Filipeni capitolul 2, de la 6 la 13, e un pasaj extraordinar care dă de furcă tuturor teologilor, pentru că nu pot să le explice. Cum anume Hristos s-a golit de sine, cum anume a venit El din cer dezbrăcându-se de El însuși, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Cum a putut să se lase batjocorit? Cum a putut să facă acest lucru? S-a golit de divinitatea Lui? Cum a putut? Și nu pot să înțeleagă acest cuvânt, kenoză, golire de sine. Ce înseamnă aceasta? Să te golești de tine însuți, de dragul unui popor care te înjură, care te blastămă, care îți bate joc de tine. Și spune că datorită acestei lepădări, Hristos a fost ridicat mai presus de orice nume, înălțat deasupra tuturor, i s-a dat un nume în numele căruia să se plece orice genunchi a cerului din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. N-ar place și nouă să fim înălțați, dar n-ai cum să fii înălțat dacă mai întâi nu te cobori. Așa că întrebarea mea este pentru mea voastră și pentru cei care ne ascultă pe internet, oare cum stăm noi la partea aceasta? Ne calificăm să urmăm un stăpân renunțând la noi înșine? Teorie sună bine. Când în 1998 eram la Peniel, la o tabără lângă Târgu Lăpuș, a venit un misionar din Afganistan, David Leatherberry. El era misionar vremea aceea în Kandahar. Era în aceeași localitate unde trăia Osama bin Laden. Și fratele ăsta ne-a provocat să ne gândim la popoarele care n-au auzit de Hristos până atunci, bunoară poporul afgan, care nu avea nicio biserică oficial deschisă, aveau câteva grupuri răzlețe de creștini clandestini, urmăriți de talibani. Și acolo, la un act al cinei Domnului, foarte mișcător, în care a pus câțiva participanți la tabără să își asume rolul de afgani, de indieni și de alte națiuni în care n-a ajuns Evanghelia, după ce a servit cinea Domnului, fraților din tabără a zis: a mai rămas cineva neservit? Și cineva a zis: da, noi, afganii, am rămas neserviți. Cine va duce cina, pâinea la afganii? Și atunci unul, George Găvruș, a zis: eu vreau să merg să duc pâinea vieții la afgani. Și a mers și a dat pâinea acelui om care a zis: eu reprezint poporul afgan. A mai rămas cineva neservit? Da, eu sunt din China. Cine va duce pâinea vieții în China? Și automat s-a produs așa un freamăt. Și a văzut după aceea că acel gest n-a fost doar un gest de teatru. În acea toamnă, în 99, 98 și apoi în 99 a plecat de tot George în Afganistan. A stat acolo toți acești ani până anul trecut, când a fost forțat să plece, fiindcă era amenințat cu moartea și FBI-ul l-a scos afară din Kabul. Anul trecut, un coleg de-al lui misionar a fost împușcat împreună cu copiii lui. I-a rămas soția doar în viață, fiindcă nu era acasă. El era un director acum la un spital, Cure International, și un medic care slujise acolo vreo 16 ani ca medic misionar a fost ucis de gardianul de la poartă. Și a trebuit să plece din Afganistan după mulți, mulți ani de slujire. Pentru mine, George e un exemplu de om care a zis: sunt gata să renunț la familie, la mama care e în America, la biserica din satul mare de unde provenea, ca să slujesc unui neam care îl urăște pe Hristosul nostru. Mă întreb dacă Dumnezeu ne-ar cere nouă să renunțăm la confortul de aici, dacă v-ar cere să renunțați la Irlanda, să vă întoarceți în România. De dragul Lui ați face-o? Acum, după ce v-au crescut copiii aici, ați născut copiii aici, de dragul Lui ați face-o?
Dacă răspunsul imediat spui, domnule, nu știu, nu cred, mi-ar fi greu, înseamnă că încă nu e Hristos stăpânul tău. E doar Mântuitorul tău. Dar al doilea om ne dă un alt indiciu, un alt obstacol în calea Domniei lui Hristos. Pe acesta Hristos îl cheamă și spune, vină după mine, versetul 59. Și omul îi răspunde, Doamne, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Pare o cerere legitimă. Și iată ce răspuns îi dă Hristos. Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Ce răspuns ciudat! Cum să ceară Hristos unui om să lase morții să-și îngroape morții și el să meargă să predice Evanghelia? În textul paralel din Matei, capitolul 8, la versetul 21, ne spune cine era acest om. Nu era un oarecare, ci era un ucenic. Iată, era un ucenic. Nu era un cărturar, era un ucenic care rămăsese lângă Hristos, care știa de Scriptură. Poate era pocăit, da? Dacă ar fi să transpunem astăzi. Botezat. Un inițiat în tainele Evangheliei. Și spune, Doamne, vreau să vin, dar mai tăi lasă-mă să mă îngrop pe tata și pe mama. Pe tata în cazul acela. Și Hristos îi spune, lasă morții să îngroape morții, du-te și predică Evanghelia. Prin răspunsul dat, Hristos a văzut în inima acestui ucenic o altă problemă, un alt obstacol, un alt balon la care nu putea renunța, și anume prioritățile greșite. Dacă tatăl acestui om era mort, omul nu era lângă Iisus Hristos când predica Evanghelia, fiindcă în vremea aceea morții se îngropau în ziua în care mureau. Nu erau frigidere de astea în care să ții morții, ei se îngropeau în acea zi, era extrem de cald. Cu alte cuvinte, înțelegem noi din pasajul acesta și din cultura vremii că tatăl omului nu era mort cu siguranță. Poate că tatăl omului era fie bolnav și urma cândva să moară, dar nimeni nu știa când, fie că era bătrân și iarăși urma să moară de bătrânețe, dar nimeni nu știa când. A văzut Hristos în inima ucenicului că el e legat mai mult de tata și de mama, de părinți, decât de Iisus. Și spune, auzi, lasă morții spiritual să-și îngroape morții și tu du-te și predică Evanghelia celor vii. Nu sta lângă tata și mama ca primă prioritate, pentru că tu ai o problemă cu prioritățile. Dacă vrei să fiu domnul tău, trebuie să mă pui pe primul loc pe mine în viața ta și apoi pe părinții tăi. Și iarăși, un test dur pentru noi de astăzi. Este de dus. Avem exemple însă de oameni care au înțeles prioritățile corect. În Geneza 12, de la 1 la 4, găsim exemplul lui Avram. Și ăsta un șeic bogat, din Ur, are cumva harul să capteze vocea lui Dumnezeu într-o vreme politeistă și să asculte de această voce a lui Iahve, ieși din țara ta, dintre neamurile tale și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și Avram face un gest incredibil. Își lasă neamurile, îl ia și pe taică să o cedere până în motorul oraș, unde și îl îngroapă, dar nu știe unde să plece, nu știe unde să duce. Imaginați-vă că merge Avram la nevastă, la Sara, auzi, ne mutăm. Unde? Nu știu. Păi cum, mă, omule? Domnul mi-a spus că ne duce într-o țară, dar în care țară? O să ne arate el. Și Sara asculta de bărbatul ei, părea că are o relație foarte bună cu el, de altfel Biblia spune că și numea domnul ei, și acceptă această aventură cu Dumnezeu, lăsând în spate totul de dragul lui Dumnezeu pe care l-a pus pe primul plan. Găsim alte exemple de oameni care însă pare că nu l-au pus pe Dumnezeu pe primul plan. Unii slujesc lui Dumnezeu fără Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 3, de la versetul 1 și apoi și 7, ne spune că Samuel sluja Domnului, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Poți să fii în biserică, să cânți în cor, să cânți în orchestră, să slujești Domnului fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Că atât de dragă ți-e slujirea, încât nu poți să-L vezi pe cel pe care ar trebui să-L slujești. Ți-e drag activismul religios,
ți-e drag să participi, să faci ceva, pentru că îți dă și senzația aceasta de utilitate, de importanță. Slujești Domnului fără Domnul. Spunea un chinez ce a vizitat biserica americană și l-au purtat oamenii ăștia pe fratele nostru prin toate bisericile acelea, mega churches. A văzut omul ăsta de... a rămas mintea blocată să vadă de toate, de toate. Trupe de închinare, nu? Coruri, orchestre, ca la noi. De toate. Și într-un final... după ce arăta și spitale creștine și biblioteci, librării și de toate creștine acolo, fratele american, ce zici, frate, cum e, ce zici? Și fratele chinez a zis, frate, este uimitor cât de multe poate să facă biserica fără Dumnezeu. E uimitor. Pentru că noi putem sluji unui așa zis Dumnezeu fără să-L cinstim pe El ca prima noastră prioritate. În Luca, capitolul 10, vedem Maria și Marta. Una și-a ales prioritar slujirea înaintea închinării. Și Marta, care trăbălea acolo în casă, când a văzut pe Hristos că stă de vorbă cu Maria, supărată pe sora ei, în loc să-i spună, Mario, hai și ajută-mă și tu, se adresează lui Hristos. Iisuse, spune la Maria să vină să mă ajute. Și Iisus îi dă un răspuns, spune, auzi, Maria și-a ales partea cea bună, chiar dacă stă la picioarele mele și vorbește cu mine, partea cea bună este să vorbească cu mine înainte să mă slujească sau să facă ceva pentru mine. Și vă spun că aici mă simt și eu cu musca pe căciulă, fiindcă fiind unul care vrea să facă lucruri, mă trezesc că mai repede aș vrea să fac ceva pentru Domnul decât să stau în prezența Lui. Mi-e greu să mă forțez să citesc din Biblie uneori, că n-ai chef. N-ai chef să citești din Biblie. Nu prea ai chef să stai pe genunchi întotdeauna și mai bine ai, Domnule, dă-mi ceva de lucru, să fac ceva pentru Domnul, dă să fac ceva. E greu să stai în închinare când pare mai la îndemână să faci ceva de dragul Domnului. Iar Hristos ne corectează. Închinarea trebuie să fie înaintea slujirii. Priorități greșite. Iisus Hristos a făcut din tine prioritatea principală. Alții, din păcate, chiar după ce au beneficiat de mântuire, fiindcă nu l-au slujit pe Hristos ca Domn, l-au părăsit. Și vedem exemplul lui Dima, în 2 Timotei, capitolul 4, cu 10, și că din dragoste pentru lume a plecat, fiindcă nu l-a făcut pe Hristos prima prioritate. Dar vedem în Hristos exemplul desăvârșit. În Ghețimani era testat puternic. Știa că urmează să fie răstignit. Și acolo și-a luat câțiva ucenici să îl ajute rugăciune. La un moment dat s-a despărțit de ei, de cei mai buni prieteni ai lui, ca să roage singur. Și a venit peste el o ispită de asta omenească. L-a apucat și pe el slăbiciunea ca om desăvârșit, măcar că era și Dumnezeu desăvârșit și a zis, Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se voia ta, nu voia mea. Ce exemplu de priorități? Hristos putea să renunțe atunci la planul de mântuire. Însă a zis, Doamne, am venit să împlinesc planul Tău, acum dă-mi izbândă. Și eu cred că atunci a fost momentul decisiv la Golgota, în Ghețimani, după care Golgota a venit ca o consecință normală a deciziei Lui. A vrut să-L pună pe Dumnezeu și voia Lui deasupra voii sale. Cum stăm noi la priorități, fraților? Ce facem în fiecare zi când ne trezim? Pe ce loc în ordinea priorităților este Dumnezeu, nu teoretic, ci practic? Tema mea este că multe biserici falimentează aici și ne înșelăm singurii. Intrăm într-un ritual religios, ne închinăm, ne rugăm, cântăm, facem de toate. Dar la proba practică, dacă suntem sinceri cu noi și ne lăsăm convinși de Duhul Sfânt, vedem că, de fapt,
Hristos nu e prima prioritate. Îl includem și pe El în treburile noastre, dar deseori mergem singuri fără să-L consultăm pe El. Spre exemplu, când suntem bolnavi, în loc să mergem la El în primul rând, apelăm la ce știm mai bine, la un medic, la o pastilă, la ceva. Normal ar fi, când ai o problemă, să mergi în primul rând la El și apoi, eventual, dacă ai lumină, să te duci la alții, că Dumnezeu îți dă libertatea aceasta, normal că El lucrează și prin medici. Dar sunt niște instincte, niște reflexe. Care este primul reflex când dai de belea? Mergi la Hristos sau apelezi la oameni? Acel instinct primar îți poate spune ție ca un test dacă l-ai pe Dumnezeu ca prima prioritate sau nu. Dacă este stăpânul tău, domnul tău sau doar un ajutor la vreme de nevoie. Vedem mai departe un alt om care ne pune în oglindă și ne face să ne întrebăm, oare Hristos este stăpânul meu sau doar mântuitorul meu? Un altul a zis, 61, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. O cerere bună, ai zice. Și iarăși Hristos surprinde cu răspunsul său. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. A văzut și în inima acestui om o problemă, un obstacol peste care părea că nu poate să treacă. Oare care ar fi fost acesta? Cred că a văzut în el lipsa devotamentului. Pentru că imaginea aceea cu plugul este grăitoare. Copiii care s-au născut în Irlanda, mă gândesc că e greu să-și imagineze scena aceea, însă cei care ați fost în România sau măcar poate ați văzut imagini, știți că pe vremuri nu se ara cu tractoare, se ara cu plugul. Am avut părinți la bunici la țară și în vacanțe mergem acolo, când înjugau vitele, puneau un plug de la vechi și bunicul ținea de coarne și mâna vitele pe brazdă și așa trăgea câte o brazdă și se plimba toată ziua făcând jogging cu plugul în mână. Ei, copil fiind, m-a fascinat treaba asta și am zis, bun, lasă-mă și pe mine să prinde coarnele plugului, să țin și eu să dacă e greu sau nu. Era încă în puștan. Și bunul bunicul meu să facă plăcerea aceea, a zis, prinde de asta, uite în față și dă-i bătaie. Și m-am concentrat acolo mai ceva ca la mașină, să țin coarnele acelea ale plugului, care erau mari pentru mine, și am mânat vitele. Și părea că merge și mă bucuram că merge. Și atunci de bucurie, ca să mă dau mare la bunul, bunul, uite cum mă pricep să fac și eu, să arș eu cu plugul ăsta. Însă când m-am uitat în lături, mi-a fugit mâna. Automat era și greu, nu m-am concentrat cum trebuie, mi-a alunecat o mână mai jos decât cealaltă și m-am trezit că fac un 8, o brazdă de asta curbată. De ce? Că n-am fost focalizat. Trebuia să mă uit pe capătul liniei. Când vrei să tragi o linie dreaptă, îți fixezi un reper și mergi către acel reper, nu te uiți în fața picioarelor tale, că atunci ai strâmb. Dacă tu ești într-o parte și într-alta, clar că te duci pe unde nu trebuie. Important este să-ți ții privirea țintită înainte și acel reper fix te va duce spre el. Hristos aici a zis acestui om care părea că are problema aceasta, a zis, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția mea. Acum, iarăși testul pentru noi. Ne apucăm și facem afirmații de astea uneori gratuite, uneori sub impulsul emoțiilor. Doamne, te voi urma până la moarte. Voi face asta. Doamne, dacă Tu mă salvezi, dacă mă ajuți să ajung în Irlanda, dacă îmi dai o slujbă bună, voi face, voi drege și jurăminte de asta m-au auzit cu grămada la pocăiți. Când au pus mâna pe promisiunea Domnului, au uitat de juruințele făcute anterior și gata, l-a pierit zelul acela inițial. Undeva s-au împotmolit.
Astăzi vedem credincioși care au fost cândva repere ale moralității. Au fost cândva exemple de urmat, că nu mai sunt, nu mai sunt între noi. Și vorbeam chiar și cu frații, văd și în biserica noastră, an de an se botează oameni. Urmează să avem botez 33 de persoane. 16 aproximativ sunt din lume, nepocăiți. E mare har să vezi că se mântuiesc oamenii din lume. Jumătate aproape vin din lume, din familie de necredincioși. Ne bucurăm și pe de-ai noștri, dar aminte de cei din lume. An de an botezăm 20-30 de oameni în fiecare în biserica noastră. Mai sunt și alte biserici în Bistrița. Aproximativ, poate că în jur de 80-100 de persoane se botează anual în Bistrița. Ar trebui în ritmul acesta să nu mai încap în adunare. Pe hârtie avem 1350 de membri. Cu cățel purcel ajunge poate la 1800. Locurile sunt undeva la vreo 1000 și duminica seara mai sunt scaune goale. Aia înseamnă că jumătate din cei care figurează în catastifele bisericii îs la plimbare. Și întrebă, dar unde sunt oamenii ăștia? Păi au fost și ei botezați. Unde sunt? Ne lipsește devotamentul. Nu știu, este o chestie specifică românească, dar boala asta au nu doar bistrițenii. Oriunde mergem bisericile din România, duminică seara, jumate, îți dispăruți pe la mall, vine vara pe la ștrand, prin concedii, pentru că prea multă pocăință strică, probabil. Dom'le, acum Dumnezeu nu ne cere să fim fanatici, s-au schimbat vremurile. Acum ai libertatea, poți să fii creștin oriunde, poți să fii creștin și acasă, că te uiți pe internet, ce mare scofală. Și câți nu se uită pe internet și stau acasă, că ei poți să fii creștin acasă, de unii singuri. Entrând într-un joc al diavolului, de răsucirea minții și de înșelăciune, încât la un moment dat, stând acasă prea mult, o să zică, băi, m-am obișnuit, frații au uitat de mine cu totul, nu mai sună nimeni. Dar acum ce rost are să mă mai uit pe internet? Lasă că mai trag un pui de somn ca să revin pentru mâine la servici. Și ușor, ușor, ușor de la internet ajungi să dormi de-a binelea. Și apoi chiar să mori de-a binelea. Undeva nu e în regulă cu noi. Lipsa devotamentului. Când te uiți în lături, nu mai ești destoinic. Nu mai ești bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa ne zice aici. Mesajul acesta este ca un avertisment, este ca un semn de întrebare, oare noi, dumneavoastră, eu, pe unde sunt? Iisus Hristos și biserica primară a văzut că meteahna asta era încă chiar de la începuturi. Și apostolul Iuda, în versetul 3, pe când vrea să scrie despre mântuirea de obște, zice că a fost forțat, îmboldit, mânat de Duhul Sfânt să scrie despre credință. Ca frate să lupte pentru acea credință dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Pentru că a văzut și pe evrei că sunt ușor de distrași încoace și încolo, amăgiți cu alte treburi și a văzut că poporul evreu nu e focalizat, chiar biserica dintre evrei, focalizată pe Hristos și pe mântuirea aceasta, și pe credința aceasta. Și a zis, Doamne, luptați pentru credință. Cât de actual este acest îndemn pentru noi astăzi să luptăm pentru credință? Și aici, atenție, nu confundați credința cu tradiția și cu cultura românească. Sunt trei chestii diferite. Uneori, când nu știi ce e credința adevărată, o confunzi cu tradiția bisericii din România. Și când confunzi tradiția cu credința, apare deja această mândrie spirituală și spui pocăință ca la români nicăieri nu există. Toți îți vai de capul lor, dar românii sigur îți mântuiți. Pentru că noi facem asta, asta și asta și asta. Ne lăudăm cu cultura noastră ca fiind superioară, uitând că de fapt nu există biserică etnică în ceruri, ci multiculturală. De altfel, noi albii suntem deja minoritari în Biserica lui Hristos de astăzi. Credința însă rămâne aceeași. Credința mântuitoare, care trebuie să fie evidentă prin fapte, prin trăirea credinței cu adevărat, asta rămâne în vigoare oricând, în orice vreme.
Întrebarea este, oare noi luptăm pentru credință? Avem credința adevărată? Este Dumnezeu, este Hristos stăpânul nostru sau doar așa, unul la care să apelăm la necaz? Sau când dăm de necazuri, chiar să ne lepădăm de El dacă nu ne răspunde imediat la rugăciunea noastră? Care e soluția ca să-ți păstrezi devotamentul? Evrei 12 cu 2 spune așa: să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului Domniei lui Dumnezeu. Ne dă drept model pe Hristos, care și El, ca să se focalizeze, să păstreze planul Domnului în vigoare, și-a făcut drept țintă pe Dumnezeu. Și a zis: Domnule, poate să vină crucea, poate să vină rușinea peste mine, dar răsplata din ceruri, Tata care mă așteaptă, mă ține focalizat în drumul meu. Și a zis, după cum pe Hristos ochii la răsplătire l-au ținut pe calea aceasta și a putut să învingă orice fel de ispitire, la fel și noi, dacă vrem să mergem până la capăt, să ne păstrăm credința adevărată, să ținem ochii asupra acestei răsplătiri divine și mai ales asupra căpeteniei și desăvârșirii credinței noastre, adică asupra lui Hristos. Atunci când îți faci drept repel pe Hristos și mântuirea și cerul care ne așteaptă, altfel trăiești. Arunci ca Pavel să spui: pentru mine a trăit Hristos și a murit un câștig. Nu mă ține nimic de pământul acesta. Indiferent că trec prin necaz, prin suferință, eu sunt gata să plec. Nu mă ține absolut nimic. Era un om devotat, un om fidel. Test pentru noi, oare cum suntem? Mai ales biserica din diaspora are o problemă, dar și cea din România. Numai că aici, având mai ușor acces la bunăstare, fără să dai seama, ușor, începe bunăstarea să ți se lege de inimă și să te defocalizezi. Ai prins un job în weekend și spui: domnule, aș veni la biserică, dar trebuie să-mi termin jobul, nu pot să merg la biserică. Ce e asta? Fidelitate, devotament față de Hristos? Sau, domnule, asta e, trebuie să fac bani pentru copiii mei? Numai că aici nimeni nu se poate plânge că moare de foame dacă are o slujbă cât de cât. Mi-e teamă că românii, muncitori fiind din fire și ambițioși, din dorința asta de navuțire peste noapte, nu suntem echilibrați. Ne lipsește echilibru. Și ajungem să muncim, să facem bani și apoi, ca să ne stâmpărăm sufletul pentru că ne condamnă conștiința, venim duminică la biserică și zbierăm la Domnul să ne ierte, să se îndură de noi și lunea o luăm de la capăt. Umblând încoace încolo, nu e cazul acestei biserici, pentru că, repet, mi-a plăcut biserica voastră, pare că este pe drumul cel bun. Am văzut însă biserici în diaspora în care duminica nu era decât o văicăreală și obiciuire permanentă de la învon, pentru că cumva făcea bine sufletului. Mergi în biserici și acolo pastorul numai dă cu bâta în oi cât poate și zice: oaia, bine face că merităm, bine face că n-am fost cum trebuie săptămâna asta, că n-am citit din Biblie săptămâna asta, că am mai înșelat pe la servici, bine face, las că merităm. Și cumva îți stâmpără sufletul, măcar că ai primit o bătaie bună. Și apoi lunea de la capăt, din nou și din nou. Și așa te târăști an de an, până când s-ar putea, stând în fața la stăpânului Hristos sau lui Dumnezeu în ziua judecății, să zică: voi cine sunteți? Păi cum, Doamne, nu ne cunoști? Păi noi ne-am rugat, am făcut, uite, am adunat bani pentru România, am ajutat o grămadă oameni. Păi nu știi de noi? Și Hristos o să vă spună: domnule, toate astea lucruri sunt fără de lege. Să scoți dragi, să vindești bolnavi, să faci toate astea în numele meu, fără mine, înseamnă fără de lege. Plecați de aici. Nu sunteți destoiniți de împărăția Domnului. V-ați defocalizat, v-ați făcut propria voastră religie a faptelor bune, fără să mă cinstiți pe mine cu adevărat. Și când mă gândesc și dreptul meu, mă apucă groaza uneori, pentru că n-aș vrea să fac ce fac
fără Hristos, având o motivație greșită. Totul se reduce la întrebarea aceasta: ce este Iisus pentru tine? Mântuitor doar sau și Domn? Dacă El este stăpân sau Domn, asta ne face pe noi sclavi, adică robi. Iar în vremea sclavagismului, indiferent unde era acela, sclavii n-aveau niciun fel de opinie, erau obiecte cuvântătoare. Astăzi sunt foarte mulți sclavi de toate felurile, robi răpiți pentru muncă, sclavie sexuală. Vezi cele două secte musulmane, suniții și șiiții, care își răpesc femeile și le vând pentru bani, le fac sclave. Pentru că ați văzut acum de curând niște fete răpite, n-au acceptat să se culce cu războinicii ISIS, au fost arse de vii. Pentru că sclavul n-are niciun cuvânt, nicio opinie. Ăsta e un sclav. Acum, dacă ar fi să ne ducem pe domeniul spiritual și să spunem: Hristos e stăpân, eu sunt sclav, cum ar trebui să mă port atunci? Dacă într-adevăr e Dumnezeu stăpânul meu. În mod normal, dacă El este stăpânul meu, dacă mi-ar spune: Oli, vreau să merg în Africa acum, să zic: bine, Doamne. Nu, dar știi, da, am 4 copii acasă, dar trebuie să-mi consul nevasta, dar nu știu ce. Azi spun: ok. Nu, dar ce-mi dai? Dar o vizuină măcar? Dai și mie o vizuină, o pernă, o piatră undeva să pun capul? Nu mai pui întrebări, te duci imediat. Nu știu, fraților, cum sunteți voi, dar îmi predic mie, în primul rând, în auzul vostru, să nu ne înșelăm singuri în vremurile astea de har. În vremea aceea comunistă pe care unii a trăit-o, parcă era mai simplu să fii creștin. Parcă era mai simplu. Era o minoritate persecutată și atunci când ești persecutat, îți evaluezi costul uceniciei. Dacă ți se pare prea greu, te lepezi imediat de Hristos. Unii n-au s-au pocăit din cauza aceasta, slujbelor, a prea altor priorități. Pe când alții au spus: n-am ce pierde. Și atunci în persecuție s-au născut cântările cele mai frumoase. S-au scris cărți frumoase. Atunci s-au născut eroi pe care noi acum îi cinstim, Richard Rembrandt, Brian Dors, cântări pe care noi le cântăm și astăzi, Nicolae Moldoveanu. De altfel, fratele Nicolae Moldoveanu, după ce a fost închis, a fost eliberat și a zis: în sfârșit, acum după Revoluție, am șansa să votez. Am și eu puterea să aleg, să aleg. Și a mers la vot și l-au căutat aia pe listă și a zis: domnule, nu sunteți pe listă. Domnule, cum? Cum nu sunt pe listă? Acum am și eu șansa să votez liber și nu sunt pe listă. Am vorbit aceea în comisia de alegători de acolo, de la centrul de votare, din secția aceea, și au venit și au spus: domnule, nu vă spărați, ați fost cumva în pușcărie? Și a zis: da. Păi partea pedepsei voastră era că vi s-a ridicat dreptul de vot. Nu puteți vota. Și fratele Niculiță Moldoveanu a plecat acasă și a zis: măi, nici măcar liber nu pot vota. Liber nu pot alege. Dar imediat Duhul Sfânt a venit peste el și în acel moment a compus cântarea: Iisuse dintre toți, te aleg mereu. Pe tine te pot alege. Liber, fără fel de probleme. Noi cântăm cântarea aceasta, dar nu știm cum s-a născut. Pentru că fratele Nicolae Moldoveanu a zis: eu pot alege pe Iisus în fiecare zi. L-a ales nu doar ca mântuitor, ci ca stăpân, a trăit în sărăcie. Anul acesta a venit fiica lui în Bistrița și a făcut o serbare Nicolae Moldoveanu cântând cântările lui. Și fiica dânsul ne-a povestit prin ce situații vitrege a trecut omul acesta și cât de simplu a trăit. Efectiv, n-a vrut să trăiască bogat, ca nu cumva să-i se lege ceva de el. A murit sărac,
nu știu că sunteți de Sibiu sau ați vizitat casa lui, dar a fost un om atât de simplu, dar atât de bogat spiritual. A compus mii de cântece în închisoare. Le-a memorat, le-a stocat în mintea lui. Când a venit, doar le-a pus pe notă. Cântările veneau așa, pentru că omul ăsta era îndrăgostit de cer. Și a compus și Cer frumos, Cer frumos, văzând cerul printr-o bucată de zăvrea. El avea ochii ațintiți spre răsplătire. Pentru el Iisus era totul. Era Domnul lui. Oare cum e Iisus pentru noi? Cum e Iisus pentru noi? Fraților, aș vrea să-l chem cu un fel de introspecție, un fel de cercetare lăuntrică. E un mesaj pentru noi, ca biserică. N-aș vrea să trăim într-o înșelare amarnică. Aș vrea să ne gândim la Apostolul Pavel, care a zis: nu vreau ca, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel a spus la Corinteni că el vrea să se poarte aspru cu trupul lui. În Corinteni capitolul 9, de la 24 la 27, nu vreau să alerg, nu vreau să alerg degeaba, nu vreau să mă bat cu pumnul în vânt, înțin trupul în stăpânire, ca nu cumva să mă birească firea pământească. Nu vreau, nu vreau asta. Un om disciplinat. Cum sunteți cu voi înși vă? Cum sunteți cu voi înși vă? Prea relaxați? Sau sunteți permanent focalizați? Hristos va veni și zice în Matei 24:42: vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Voi vegheați. E biserica în alertă? Sunt eu în alertă? Ești tu în alertă spirituală, gata oricând, indiferent de ce s-ar întâmpla? Fie că vine Domnul, fie că dă o mașină peste tine, fie că te îmbolnăvești, fie că auzi acel diagnostic, ai cancer, cum procedezi? Ești vegheator? Ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu? Matei 24:27 spune cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Domnului. Ești gata, te ia pe neașteptate, pe nepregătite, ai zice. Dacă stăm permanent gata, spui: Doamne, vino, sunt gata, vino, n-are ce să mă țin aici. Până și familia este pe plan secund. Când a venit la Hristos și le-a spus: sunt frații tăi, mama ta te cheamă afară, și a zis: voi sunteți frații mei. Ne-a transmis nouă ceva. El trebuie să rămână în primul rând, în permanență, prima noastră prioritate, prima noastră iubire. Și când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, toate aceste lucruri pământești îți vin pe deasupra. Astăzi poți să alegi să renunți la egoistul tău. Tu poți renunța. Poți. Poți să faci din Iisus prima ta prioritate. Dacă vrei, nu te obligă nimeni. Și poți să-L urmezi pe Iisus cu devotament. Dacă vrei, ce alegi? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și nu știu dacă putem cânta spre final această cântare a lui Nicolae Moldoveanu, dacă o avem cumva scrisă sau nu. Dar până pregătim această cântare sau alta, aș vrea să vă uitați în inima voastră. Poate ca să nu vă distragă atenția, să nu vă defocalizați, n-ar strica să închideți ochii. Nu din alte motive, ci doar pentru a nu vă distrage cineva atenția, să nu vă uitați la mișcările din jur, ci aș vrea să vă uitați în interiorul vostru. Ce vedeți acolo? Dacă vezi că este un eu care te stăpânește, dacă vezi că firea pământească ți se umflă fiecare zi, dacă vezi că ești gata să te răzbuni atunci când cineva te calcă pe picior, dacă vezi că ții la reputația ta mai mult decât la reputația lui Hristos, dacă vezi că ții la lucrarea ta mai mult decât la Hristos, înseamnă că ai o problemă cu egoismul.
Dacă urmărești materialul, partea materială înseamnă părții spirituale, înseamnă că ai o problemă cu egoismul. Însă astăzi poți să spui: Doamne, iartă-mă pentru egoismul meu și ajută-mă să renunț. Dacă tu îmi ceri până și la propria viață, apoi uită-te puțin la treburile zilnice care le faci. Dacă ar fi, spre exemplu, mâine să iei de la capăt ziua și asta îi face un plan scris, ce ai trece pe lista aceea a treburilor de făcut mâine? Pe lista cu to do, ce ai trece acolo? Și în lista aceea, pe ce loc ar fi Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc acolo, înseamnă că ai o problemă cu prioritățile greșite. Ceea ce te face nepotrivit pentru cer. Dar cum stai cu credința? Arde în tine aceeași pasiune ca de la început sau pare că te-ai obișnuit cu cele sfinte? Le faci din instinct, le faci că trebuie, din datorie, dar inima ta nu mai bate de dragul lui Iisus. Nu se încălzește atunci când auzi despre cer, despre casa de sus, pentru că încă mai ai ceva de făcut aici. Dacă ai această problemă, înseamnă că nu ești total devotat lui Iisus. Însă acum poți să spui: Doamne, iartă-mă Tu pentru toate acestea. Și te aleg pe Tine încă o dată. Vreau să Te pun pe primul loc în viața mea. Vreau să fiu robul Tău, sclavul Tău. Nu vă cunosc decât pe câțiva dintre voi. Nu știu care este relația voastră cu Iisus Hristos, însă înainte să-L faci pe Iisus Domn, trebuie să-L faci mai întâi Mântuitorul tău. Așa că dacă ești aici căutător de Dumnezeu, om care încă nu te-ai pocăit cu adevărat de păcatele tale, om care trăiește încă după planurile sale, cochetând însă cu Hristos, poate copil născut în familie de credincioși care niciodată nu ți-ai predat tu însuți viața Domnului Iisus, astăzi poți să te împaci cu Iisus Hristos. Să spui: Doamne Iisuse, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Iartă-mi păcatele, primește-mă în împărăția Ta. Și eu Te primesc în viața mea, Iisuse Hristoase. Dacă asta e rugăciunea ta și vrei să te pocăiești astăzi și dacă vrei să decizi astăzi, pentru prima dată în viață, să-ți predai viața Domnului, fă un gest lui Iisus Hristos. În timp ce toți stau cu ochii închiși, ridică tu mâna către Iisus și spune: eu vreau să mă pocăiesc astăzi. Nu mai vreau să amân, vreau să mă mântuiesc astăzi. Dacă e cineva care vrea să se pocăiască astăzi, să-și predea viața lui Iisus astăzi, indiferent de vârstă, ridică mâna sus scurt și lasă-o jos. E șansa ta, am vrut să-ți dau această ocazie. Fără a manipula pe cineva, e o decizie pe care o iei prin credință. Mântuiește-te astăzi cât încă mai poți. Însă a doua chemare, așa cum spuneam, este pentru aceia credincioși care s-au simțit cum usca pe căciulă în cele trei teste și s-au dat seama că Iisus nu e chiar stăpânul lor cu adevărat. Astăzi, dacă ești acela care ți-ai dat seama, înseamnă că Duhul Sfânt te iubește, ți-a arătat starea ta și te cheamă la Sine cu drag. Și te îmbie
Și astăzi, fă-mă Domnul tău. Ai încredere în mine. Lasă-mă să te conduc. Lasă-mă să te stăpânesc. Și fii ușurat de povara care o ai în inimă. Lasă-mă să-ți fii Domn. Și dacă ești acela care spui, vreau să fii Domnul meu, spune acum într-o rugăciune. Doamne, fii Tu Domnul meu. Ajută-mă să Te urmez oriunde mergi Tu. Pregătește-mă, Doamne, și ajută-mă să trăiesc ca un sclav, lepădându-mă de tot ce este firesc și lumesc. Fă-mă gata, ca indiferent când vei veni, că la noapte, că peste lună, că peste un an, că peste 100 de ani, sau indiferent că Tu ne chemi pe noi acasă când vrei Tu, dar vrem să fim gata, să dăm cu ochii de stăpân. Spune-ți în rugăciunea aceasta. După ce ne rugăm, apoi și cântăm. Mulțumim. Iisuse, din Te tot se aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Iisus, Mântuitorul meu, te-aleg mereu, te-aleg mereu, te-aleg mereu, te-aleg mereu, Iisus, te-aleg mereu.
Iisus, Mântuitor.